la 402. Schnitty a murit. Nancy? Aici. Penny? Prezent. Vini? E, n-am făcut-o eu. Te-am văzut și o să vorbim după oră. Nu scapi. E. Polly? Polly? Ha, cred că e absentă. Nu-mi amintesc cum e o zi fără linguri. Acum puteți să vă scoateți cărțile de geografie și să deschideți la bar. A murit Schnitty. Oh, nu. Este îngrozitor. Cine este Schnitty? Este capra ei preferată. Era. Îmi pare foarte rău, Polly. Pare foarte supărată. Poate ar trebui să te duci acasă. Nu, sunt sigură că Schnitty ar fi vrut să-mi văd de viața mea. Nu trebuie să fac cum a făcut mătușa Nikita când a murit bunicul Boris. Trebuie să fiu puternică. Puteți să începeți lecția, nu mă băgați în seamă. Bine, vă rog să vă scoateți cărțile de geografie și să des... Polly, de ce nu vrei să... Nu, sunt bine. Puteți să continuați. Bine, atunci deschideți la pagina... Continuați! La pagina 70. Bine, nu vrei să ne spui ce s-a întâmplat, scumpo? Nu pot, e prea trist. Dar mai bine să vă spun povestea, dacă tot vă interesează de Schnitty-a mea. Poate îți este prea greu să vorbești despre asta. De ce nu... Schnitty s-a născut dintr-o sărmană capră Toggenburg, foarte frumoasă, care era de origine elvețiană din Valea Toggenburg. Era foarte apreciată. Polly, sunt sigură că toți sunt foarte curioși, dar nu mai avem mult timp, înțelegi? Am înțeles. Era o dimineață întunecată și mohorâtă de februarie când s-a născut Schnitty și... Poți să mai scurtezi puțin din poveste? Avea 3 ani și mama mi-a spus că ea era... Mai scurtează, dragă. La 7 ani era plină de viață. Apoi s-a îmbolnăvit de o boală care a urmărit-o toată viața și... Mai scurt. La 9 ani. Și mai scurt. La 13 ani a murit. Ei, se pare că și-a trăit viața din plin. Și sunt sigură că 13 este o vârstă foarte înaintată pentru o capră. Ar fi ajuns să aibă 14 ani dacă nu eram eu. Începe să fie interesant. Ea a omorât-o. Eu știam că Schnitty este puțin cam răcită și am fost egoistă că m-am dus la Societatea Internațională a Colecționarilor de Linguri și ei nu au făcut nimic. Știam eu. Și când am ajuns acasă, Schnitty nu mai era. E numai vina mea. Nu trebuie să te învinovățești. Așa spune și mama. Schnitty avea un suflet tânăr, deși era bătrână. Așa este. A venit și timpul lui Schnitty. Nu. Timpul ei va începe diseară, la ora 7. Slujba va avea loc la casa funerară Schussler și O'Brien. În loc de flori, veți face donații care vor fi trimise pentru programul de pregătire al caprelor din Lituania. Ne vom vedea diseară și o să ne consolăm unul pe altul. Oh, draga mea căpriță! Dacă mama ta ne duce la mall, mama mea poate să vină să ne ia. Diseară, fii atent, trebuie să exersezi semnătura mamei tale și eu pe mamei mele. Deci, aveți nevoie de informații cum să ajungeți la slujba de înmormântare a lui Schnitty? Nu, mulțumim! Deci nu vă duceți. Nu. Nu credeți că ar trebui să fiți acolo alături de colega voastră? Cred că da. Atunci vă duceți? Nu. O să vă dau un punct în plus. Foarte bine. Minunat. Și la ce o să ne dați un punct în plus? Să mă gândesc. Slujba pentru o capră. La ce materie se potrivește? Ar merge la matematică, am rămas fără o capră. Mă gândesc să vă trec punctul ăsta la purtare. Ce ziceți? Minunat, sunt sigur că așa o să intru la Harvard. Ne vedem mai târziu la înmormântare, domnișoară Graves. Oh, nu, acum trebuie să mă duc și eu. Nu vreau să merg la o mormântare. Nici eu nu vreau să merg. Pe unde trebuie să mergem?
Slujba lui Samuel Jones, camera 1. Slujba lui William Bell, camera numărul 2. Slujba capreșniței, camera numărul 3. Asta este. Dar eu chiar nu vreau să intru acolo. Foarte bine. Ai preferat să vezi cine este în camera numărul 1 sau în camera numărul 2? Șniții, venim? Nu este fantastic? Primim un punct în plus și mergem să vedem o capră moartă. Suntem aici pentru bătrâna capră. Nu este chiar frumos ce spuneți voi despre domnul Bell? Vă mulțumesc că ați venit. Mă bucur să vă văd. Mulțumesc. Vă sunt recunoscătoare că ați venit. Mulțumesc. Ne pare rău pentru pierderea ta. Mulțumesc, mulțumesc. Am găsit poza asta cu tine și cu șniții la serbarea de la școală și m-am gândit că poate vrei să o păstrezi tu. Oh, ce bine arată! De ce nu o puneți în sicriul ei? Vă mulțumesc că ați venit. Vă mulțumesc că ați venit. Vă mulțumesc că ați venit. Nan, ai venit! Șniții s-ar bucura foarte mult. Tu ai fost mereu preferata ei. Chiar a fost? Desigur. Erai foarte importantă pentru ea, așa că stai liniștită. Când o să înceapă slujba, o să-ți păstrez un loc chiar lângă sicriu. Vă mulțumesc că ați venit. Eu nu o știu pe șniții foarte bine. Eu am venit aici pentru că mi-a spus mama să vin. Nu vreau să stau lângă o capră moartă. Vă mulțumesc că ați venit. Mă bucur să vă văd. Dar ce căutați aici? Mereu țipați la șniții să plece de pe proprietatea dumneavoastră. Exact așa cum se spune. Atunci când moare o capră, toată lumea apare din senin. Cocoană, poți să plângi cu lacrimile astea de crocodil în altă parte. Iartă-o, e foarte supărată. Nu știi și spune, să știi. Ba știu ce spun. Îmi pare rău că am oprit-o pe șniții să te muște. De parcă te-ar interesa. Ai auzit ce am spus, Cucoană? Îmi pare foarte rău. Vino aici și o să te mușc chiar eu. Asta nu este o petrecere, așa că dă-mi floarea aia. Ah, ne-a dat afară prea repede. N-am apucat să văd nimic interesant. Chiar n-a fost distractiv. N-a fost nici mâncare, n-am dansat, toată lumea a plâns. Ce mai oribil. Ei, a fost o înmormântare. A, ai dreptate. Să mergem. Noi acolo trebuie să fim. Dacă vrei un punct în plus, trebuie să mergem să vedem capra. Nu așa de repede. Ce-ar fi să aruncăm o privire și în camera numărul 1? Sigur, găsim acolo ceva de mâncare. Prieteni, am mai avut vreo capră atât de mulți prieteni cum are șniții? Aha, cred că nu. Acum că ea ne-a părăsit și s-a dus alături de bunicii ei, Sasha și șniții Joe, este timpul să ne obișnuim cu asta. Știu, știu, șuții, dar trebuie să fim puternici. Nu mă face să plâng, am pierdut-o și nu mai putem să facem nimic. S-a terminat? S-a terminat? Nu cred că ne-am mai întâlnit până acum. Îl cunoșteați bine pe domnul Jones? Poți spune vreodată că știi pe cineva cu adevărat? Asta este brânza franceză? E... mănâncă foarte mult când este supărat. A avut 200 de kilograme și a slăbit foarte mult. Îl cunoșteam foarte bine pe... unchiul Bill. Cine este unchiul Bill? Bill îl cheamă Sam. Ah, sigur, da. Pentru cei foarte apropiați. Sper că nu și-a dat seama. Oh, trebuie să înceapă slujba. Vor deschide sicriul. Să înceapă distracția. Te văd un pantof. Eu cred că-i văd căpățâna. Doamne, asta este cel mai tare. Grăbiți-vă, băieți. Vor pune capacul. Oh, nu. N-o să mai văd nimic. Păi, o să vă uitați mai bine la el când o să-i dați unchiului sărtul de adio. Mi se pare că am văzut un nas. Să plecăm de aici. Așa, cum a spus odată un om înțelept, să nu plângeți după mine. Să ne aducem aminte pe șniții cu bucurie și... pentru că ne-a adus numai fericire și bucurii în viețile noastre. Știu, știu. Dar e foarte trist. A venit timpul să ne obișnuim cu asta și... Unde ați umblat până acum? Nici la înmormântare nu puteți să ajungeți la timp. Să vă fie rușine.
Și acum să ne amintim pe Șniții așa cum a fost ea. Șniții, asta este pentru tine. Șniții a fost prezentă la cele mai importante evenimente din viața mea. Hai aici, copchiluțule, poți să o faci, hai! Desigur, și eu am fost prezentă la cele mai importante evenimente din viața lui Șniții și au fost foarte multe. Cu siguranță au fost. Aici a fost prima dată când ne-a dat lapte. În regulă. Iar acum fiecare o să bem din ultimul lapte pe care l-a dat Șniții. Poftiți! Am crezut că nu se mai termina odată slujba. Vrei să spui că s-a terminat? Acum nu va mai trebui să auzim nicio poveste despre capra lui Poli. Oh, Nen, nena mea. Oh, ne mai vedem. Da, Poli. Par foarte supărată. Nici nu pot să-ți închid. Știu, știu. Este foarte dificil pentru noi toți. Singurul mod prin care putem să uităm ce s-a întâmplat este să avem o ocupație. Și de aceea chiar după școală mergem să alegem o piatră funerară pentru Șniții. Crezi că am făcut alegerea corectă? În vârf o să cioplim un loc în care o să pun o poză cu Șniții de când era tânără. Da, da. Ai dreptate, nu contează. Tânără, bătrână, pufoasă, grasă. Ți-am spus că o mângâiam pe blană de 200 de ori pe zi. Nu mi-ai povestit nimic de când am plecat de la magazin. Bine, trebuie să plec. Sunt bucuroasă că te-am ajutat, a fost distractiv. Wow, dacă nu ai fi așa de grăbită, am putea să mergem la cimitir. Ce? La care cimitir? Acolo unde trebuie să mergem și să alegem un loc de veci pentru Șniții. Bine, dar pe acolo merge mai mult. Pietrele astea funerare sunt cam ciudate. Desigur, tatăl meu nu a făcut niciuna din ele. Niciun animal de aici nu a fost așa drăguț ca Șniții. Unde crezi că ar trebui să fie locul lui Șniții? Avea o piele foarte sensibilă și îi plăcea la umbră. De acum nu va mai avea motive de îngrijorare. Bobo, mamă iubitoare a 63 de copii. Dar ei îi plăcea pe pajiște, îi plăcea să facă tumbe. Nu-ți face griji, e foarte bine. Ce să fac, ce să fac? Soarele de dimineață, soarele de după amiază. S-o așez lângă Bobo, Rover și Fluffy. Îi plăcea să aibă companie, dar va fi corect față de ei. Cu toți vizitatorii care vor veni să o vadă pe Șniții, mormintele lor vor fi distruse. Și vor fi foarte geloși când vor vedea că nu au așa de mulți. Îi mulțumesc domnului că ai fost aici să mă ajut. Și în Washington DC se află monumentul lui Washington, mormântul lui Lincoln și... Domnișoară Graves? Da, Polly? Putem să numim școala numele lui Șniții? Păi, Polly, deja ai vorbit cu domnul Besser să redenumească echipa de baseball Șniții. Iar ieri, când am anunțat scorul Tigrii contra Șniții 4-5, ți-ai amintit de ea și ai fost supărată. Deci, poate nu este foarte bine să redenumești totul după Șniții. Oh, sigur, puteți să-i luați totul. Ea este moartă, nu are de unde să știe. Să știi că au trecut 3 săptămâni de când a murit Șniții și Poli nu s-a resemnat încă. Oh, chiar așa? La prânz nu v-a plăcut că am prăștiat ultima poza lui Șniții înainte să închidă sicriul? Mie nu mi se părea că doarme capra aia. Sunt sigură că vrei să o ajuți pe Poli să treacă peste momentele astea dificile ca să ne întoarcem toți la normal. Sunt de acord. Bine, am aflat despre grupul celor care au avut animale de companie. Este pentru cei care au pierdut un animal drag. Îi ajută să treacă peste asta. De ce trebuie să fac eu totul? Au trecut 10 luni de când am îngropat-o pe prințesa Kitty. Și acum mă duc la cimitir o dată pe zi. Săptămâna trecută am aruncat zgarda și castronul ei și sper că într-o zi o să-i arunc și hainele, săracă de ea. O, știu cum te simți. Psica mea, Barney, obișnuia să mă aștepte la geam până când mă întorceam acasă. O luam în brațe și mă zgâria.
Vezi urma asta? Dar sunt sigur că n-o făcea intenționat. Am sângerat numai 3 ore și asta a fost numai din cauza mea. Nu am știut eu să mă port cu ea. Îmi lipsește foarte mult pisicuța mea. Oh, dar e așa de trist. Hai să fim serioși, era doar o pisică. Se găsesc pe toate drumurile, sunt foarte multe. Din cauza asta sunt ucise, sunt prea multe. Cum poți să vorbești așa? Ar trebui să ne susținem unul pe altul. Cu toții suferim aici. Pentru o pisică, nici nu se compară cu o capră. Ele nu mănâncă iarbă, nu dau lapte și nici nu poți să le călărești. Scuze, este foarte supărată. Tocmai a pierdut o capră. Nu o capră oarecare. Se numea Șniții și făcea mai multe decât să stea la geam. Aha, a murit. Poți să găsești 100 de barniți dacă te interesează. Dar eu nu o voi putea înlocui pe Șniții niciodată. Sunt sigură că Barney a fost o pisică foarte frumoasă și sunt sigură că hainele alea îi veneau foarte bine lui Kitty. Acum, mă scuzați, dar eu o să plec. Pa! Olala! E timpul să mănânci! Ce e asta? Lapte proaspăt! Amul am cumpărat de la magazin. Lapte de vacă? Și să facem? Ai dreptate, Șniții nu mai este. Sper ca în rai să primesc lapte de capră. I-ați spus unde ne ducem? Nu, am vrut să și o surpriză. Oh, Polly, ia uite cine a venit. Oh, bună, Nen. Haide, vom merge undeva? Nu mai am deloc putere. Acum, după ce am băut lapte de vacă. Dacă o să ieși, o să te simți mai bine, papușica mea. Hei, Polly, vrei să cântăm? Încep eu. Ici mi, ici bo, ici ni, ici yo. Haide, poți să-mi cânti toate cele 58 de versuri. A, știu ce vrei să faci, dar nu cred că pot să cânt. Mergem de foarte mult timp, ne întoarcem acasă. Hei, Polly, să-ți spun ceva. Mama mea a cumpărat niște lingurițe noi. A mai cumpărat și cuțite și furculițe. Dar pe mine m-au interesat numai lingurițele. Ghinii, am ajuns. Adăpostul pentru animale de la țară? Oh, nu, nici nu vreau să aud. Dar nu vreau pisica nimănui. Dar nu vrem decât să te uiți pe aici. Atâta tot. Poate vezi ceva care o să-ți placă. Din păcate, nu prea cred. Haide, unde e Polly pe care o știam eu? A murit odată cu capra ei, la care a ținut așa de mult. Vai, Polala, și pisicuță drăguță. Sunt așa drăguțe. Sunt drăguțe. Oh, chiar te place? Nu crezi că este drăguță? Cred că e în regulă. Alice, să mergem! Dar nici nu ne-am uitat! Sunt foarte multe animale aici! Nu mă interesează! Nimeni nu o poate înlocui pe Șniții! Oh, nu! Acum mă aud plângând din mormânt! Stai! Asta nu e Șniții! Șniții era bariton! Ce copilaj drăguț! Mai Liz, ce face un copilaj așa de frumos ca tine aici? Așteaptă să și-i luat acasă. Am întrebat în 93 de locuri dacă au o capră. Mai aveai puțin și-ți luai un șoricel. L-a adus o familie ieri. O spus că nu poți să-l țin într-un apartament numai. Și ce dacă? Să se mute! Le-ai transformat viața într-un coșmar. Își vând părul, donează sânge, fac totul ca să-i facă viața frumoasă unei capre. Chiar dacă se vor da peste cap, nu te vor mai primi înapoi. Chiar vrei să o iei? Absolut sigur! Să nu fii supărată, Nen. Dar dacă îmi iau o altă capră, o să-mi ocupe foarte mult timp și nu o să mai stau foarte mult timp cu tine. Nici o problemă. Și, Polala? Și nu mi vrei să-i dăm noi? Să mă gândesc.
Nancy m-a ajutat foarte mult când eram supărată din cauza lui Șniții. Așa că singurul nume pe care poate să-l aibă este... Șniții! Ici-bui, ici-bui, ici-nici-bui, ici-bui...